Primăria municipiului Turda a început curățenia generală. În ultimele luni, municipalitatea a realizat un amplu demers pentru identificarea zonelor cu probleme și am stabilit care sunt zonele în care se impune ecologizarea. Primele două locații în care s-a intervenit sunt intersecția dintre strada Argeșului și strada Mihai Eminescu și spațiul verde dintre strada Răzoare și strada Castanilor. Începând de astăzi, toate serviciile și instituțiile abilitate vor forma echipe mixte și vor acționa în vederea desființării tuturor rampelor de deșeuri clandestine. Sper că vom reuși să închiriem în această perioadă și vreo 2-3 mașini de curățat bordurile care sunt cu apă. Nu sunt uscate, deci nu vor ridica praful, de așa manieră încât să încercăm să eliminăm și partea de noroi a orașului. Doresc succes tuturor celor implicați pentru ca într-o lună jumate orașul să arate așa cum ne dorim. Sigur că mai sunt încă multe de făcut, este vorba de asfaltări, de spații verzi, de parcări între blocuri, toate le vom începe în această primăvară. În zonele curățate au fost montate camere de supraveghere video, care vor fi monitorizate permanent cu maximă seriozitate. Astfel, cei care nu vor respecta legea riscă o amendă cuprinsă între 25.000 și 50.000 de lei, conform Ordonanței de Urgență 195/2005 privind protecția mediului. Sperăm să fie o acțiune de bun augur, cu atât mai mult cu cât la toate aceste rampe vor fi amplasate și camere de luat vederi. Deja la această rampă a și fost amplasată camera. La această campanie, care are ca scop desființarea rampelor clandestine de deșeuri și conștientizarea populației în privința respectării legii privind protecția mediului, participă toate serviciile și instituțiile abilitate, și anume compania Prival, poliția locală, domeniul public, ISU și Direcția de Asistență Socială. Sper să ajungă și municipiul nostru un municipiu de marcă în județul Cluj și domeniul public are în această acțiune rolul de a mobiliza, îi vedeți pe cetățenii de la ajutorul social, cu care vrem în continuare să ecologizăm tot orașul și a juga cetățenii să fie mai responsabili, pentru că aceste gunoaie au fost aruncate de cetățeni, din păcate. Deci poliția locală va interveni să aplice mijloacele și măsurile coercitive în cazul în care cetățenii municipiului, persoane fizice sau juridice, nu se cadrează privind normele legale de păstrare a curățeniei. Deci nu vom face niciun fel de rabat împotriva atât a persoanelor fizice, cum spuneam, cât și a persoanelor juridice care nu păstrează curățenia în municipiul nostru. Da, foarte bine. Este vine și primăvara și mărțișorul. Mulțumesc frumos! O prezi proaspătă. În zona? Da, pe Varețiu. Noi am început o campanie de curățare a rampelor clandestine, suntem de la primărie și acum se termină prima rampă din cele 22 identificate. Acum vă rugăm, dacă vedeți pe cineva în zonă că aruncă gunoaie, să se izolați poliția locală care se va ocupa. Sigur, sigur. Pe jos mă duc la lucru în fiecare dimineață și chiar mă uitam că până când mai rămâne mizeria. No. Mulțumesc foarte frumos! Stai să vă dau și un mărțișor din partea primăriei municipiului Turda. Da. Cum vi se pare acest demers făcut de primăria municipiului Turda? Cel mai bun lucru, care se poate. Turda să fie curată. În total au fost identificate 22 de rampe clandestine. În perioada următoare, până la data de 15 aprilie, în toate aceste puncte se va proceda în același fel. Se vor curăța zonele, se vor monta camere video și vor fi amendați toți cei care nu respectă legea. De asemenea, campania va include și implicarea agenților economici și a asociațiilor de locatari care vor pune umărul la curățarea orașului.